Salutare, fan Lego, și bine ați revenit! Nu, acesta nu este un videoclip vechi de prin octombrie și nu este niciunul de Halloween. Astăzi însă vom vorbi despre noul set Lego, și anume Harry Potter, Jobenul Magic. A apărut pe 1 martie pe brickdepot.ro și are 561 de piese. Setul include o cărămidă sonoră care are 31 de sunete diferite. Abia aștept să-l aud cum sună. Odată construit, jobenul o să măsoare peste 24 de cm înălțime și aproape 20 cm în diametru. În cutie vom găsi 7 punguțe cu piese Lego, manualul cu instrucțiuni și o foaie cu stickere foarte drăguțe pe care abia aștept să le lipim. Pe lângă piesele necesare pentru construcția jobenului, în cutie vom mai găsi și o minifigurină cu însuși Harry Potter, purtând faimoasa pălărie. Acesta are două expresii, una în care își ține ochii închiși, ca în film când spera să nu fie un Slytherin, și una fericită când află că este Gryffindor. Trecând mai departe la construcția setului, aceasta nu este deloc dificilă. Desigur, având unele părți mobile, este necesar să fim atenți, dar cred că partea la care ne-am concentrat cel mai tare a fost să lipim stickerele drept. Având doar 560 de piese, construcția a durat în jur de 2 ore. Așa arată jobenul gata construit. Știu că este tentant să trecem la cele 31 de sunete, dar ce-ar fi să ne ocupăm mai întâi de detaliile micuțe ale setului? În primul rând, pe suport vom găsi 4 cărămizi Lego imprimate cu cele 4 case Hogwarts. Mi se pare un detaliu foarte drăguț, care face suportul să fie mai colorat și mai frumos. Alt detaliu este în spatele pălăriei, unde găsim o piesă care poate inițial pare că nu se potrivește cu restul pieselor, dar de fapt este detașabilă, și sub ea găsim alte surprize. Aici avem 4 piese micuțe și fiecare reprezintă obiectul specific al fiecarei case Hogwarts. Sabia lui Godric Gryffindor, medalionul lui Salazar Slytherin, pocalul de aur al Helgei Hufflepuff și diadema Rowenei Ravenclaw. Mai jos, sub o altă piesă care se poate scoate, găsim cărămida sonoră. Bateriile sunt deja înăuntru și schimbarea lor necesită o șurubelință mică. Probabil nu o să fiți în situația în care va trebui să le schimbați prea curând. Cărămida sonoră este acționată de un buton de sub joben. Pe lângă faptul că vorbește, pălăria are și expresii faciale. Pentru a da impresia că este cu adevărat în viață, gura și ochii jobenului se mișcă. După ce ne jucăm cu el, așezarea lui înapoi în suport este foarte ușoară. Și acum cred că este timpul să aflăm ce clasă sunt eu. M-am gândit mereu că sunt Hufflepuff. Nu, n-are cum. Ah, yes, Gryffindor! You belong in Ravenclaw! Slytherin! Ravenclaw! Te rog, nu mă face de rușine. There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. V-am zis! Acest set este cadoul perfect pentru fanii universului Harry Potter. Totuși, dacă deja îl aveți sau căutați ceva asemănător, Brickdepot vă pune la dispoziție alte câteva seturi care s-ar putea să vă placă. Setul Hogwarts Amintiri Magice este un set absolut superb. Chiar dacă este puțin mai mare și puțin mai costisitor, acesta o înfățișează pe Hedwig, bufnița lui Harry, înconjurată de o grămadă de obiecte reprezentative seriei Harry Potter. Costă 1500 de lei și are 5129 de piese. Un alt set foarte drăguț este Dobby. Acesta are 400 de piese și costă 160 de lei. Cred că este foarte simpatic și ar arăta foarte drăguț expus lângă joben.
Dacă sunteți în căutarea unui set mai nou, dar care să vă invite la joacă, coliba lui Hagrid este setul perfect pentru asta. A apărut în același timp cu jobenul magic și pe lângă căsuța lui Hagrid vine însoțit de câteva minifigurine perfecte pentru joacă. Are 896 de piese și costă 390 de lei. Cum spuneam, setul Harry Potter jobenul magic este foarte drăguț. Este perfect pentru fanii universului Harry Potter, este foarte detaliat și desigur vorbește. Construcția lui este ușoară, designul este foarte plăcut și arată foarte mult ca cel din film. Cei de la Lego chiar nu au omis niciun detaliu în realizarea acestui set. Sper că v-au plăcut videoclipurile realizate de mine, pentru că în mod sigur, mie mi-a plăcut să le fac pentru voi. Dacă acest set este pe placul vostru, găsiți mai multe detalii pe site-ul breakdepot.ro. Nu uitați să vă abonați canalului de YouTube pentru mai multe videoclipuri despre seturi Lego și, desigur, vizitați paginile de Instagram, TikTok și Facebook. Eu sunt Otilia și încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez spor la construit!